Bună ziua, bine ați venit la episodul 6 al podcastului Basket.ro. Astăzi alături de noi îl avem pe Ionuț Georgescu, managerul general al lui CSO Voluntar. Ionuț, mulțumim frumos pentru că ai acceptat invitația noastră. Te salut, David, mulțumesc frumos pentru invitație. Îmi pare bine să mă alătur acestui proiect pe care l-așteptam de multă vreme de la Basket.ro și mă bucur că l-ați pus pe picioare și acum pe roți, că prinde viteză. O să ieși de mult timp în basket și o să ne întoarcem puțin și în trecut. Deocamdată ne întoarcem doar cu 2 ani în trecut. În 2020 ai semnat cu CSO Voluntar și uitându-mă la comentariile de la articolul la care am anunțat mutarea ta, am văzut mai multe comentarii precum unii nu înțelegeau, unii spuneau e un pas înapoi pentru Ionuț, veneai după 2 ani la CSU Sibiu, un an cu finală, un an cu pandemie, exact. Acum, uitându-te înapoi, consider că a fost un pas înapoi sau cum vezi toată mutarea asta la Voluntari? Știi cum e? Cred că a fost pasul pe care trebuia să-l fac. Nu a fost un pas planificat. A fost practic o situație din care a apărut acest proiect, acest context, a mă întoarce mai aproape de casă. Un context fericit și din punct de vedere al faptului că în aceeași vară, după ce am luat decizia de a mă alătura proiectului CSO Voluntari, am aflat că eu și soția mea vom avea o a doua fetiță. Și asta ne-a făcut foarte fericiți, știind că un pic mai aproape de casă găsim și un pic mai mult ajutor. Dar, cum spuneam, deloc ceva planificat, însă ceva în care am crezut. În general, eu mi-am calculat întotdeauna bine pașii. Am făcut ce am simțit, am luat decizii de multe ori cu inima. În același timp, am vrut să văd o oportunitate de a mă dezvolta. Și ce m-a atras în acel moment, după ce am conștientizat că aventura mea la Sibiu luase sfârșit, a fost un proiect extrem de verde. Ceva ce tocmai începuse să crească și în care mă puteam implica foarte mult și pe care îl puteam atinge cu personalitatea mea, cu modul în care văd aceste proiecte de sports business, cu ceea ce am învățat, cu experiența mea și mai ales să fac echipă cu oameni în care aveam încredere. Aici vorbesc de Virgil Căruțașu, în primul rând, și cei pe care i-am cunoscut ulterior, Alin Șipo și managementul clubului, oameni care se vedea că își doresc să facă un pas înainte și care au simțit că eu îi pot ajuta. A fost un vot de încredere și o decizie pe care am luat-o cu sufletul deschis, chiar dacă nu a fost nimic plănuit și, sincer, în acea vară, am crezut că o să continui cu CSU Sibiu până la punctul în care mi-am dat seama că asta nu se va mai întâmpla. Dar acum sunt fericit. Țin minte comentariile. Întotdeauna m-am motivat, fiindcă dacă dăm puțin mai înapoi timpul, timeline-ul, ne-am mintit de comentariile când am venit la Sibiu. Acelea au fost poate și mai interesante. Dar cu siguranță este o decizie pe care nu o regret câtuși de puțin și sunt foarte, foarte mândru de ceea ce am realizat împreună cu echipa de la CSO Voluntari în acești 2 ani. Așa cum ai zis, a fost un proiect aflat la început și totuși rezultatele au apărut foarte rapid. În primul an, câștigarea Cupei României, apoi semifinală cu meci decisiv în campionat. Anul acesta, din nou, câștigarea Cupei României și iată acum finala Ligii Naționale. Care a fost strategia ta în acești 2 ani?
cum ai construit această echipă și cum vezi în continuare dezvoltarea acestui proiect? În primul rând, da, m-am întrecut foarte multe așteptări. Nu cred că a mai fost o echipă nou promovată care să aibă un asemenea impact asupra ligii. Am atins multe milestones extrem de repede. Uneori nu e bine, știi? Sunt mulți care se feresc de aceste lucruri și chiar asta am vrut să evit din primul moment. Un pilon extrem de important. Au fost doi piloni extrem de importanți. Unul a fost antrenorul. Momentul în care am început discuțiile ce să voluntari aveau lista de antrenori. Și antrenori foarte buni. Însă, așa cum le-am mărturisit lui Virgil și oamenilor de la, din conducerea voluntariului, am vrut să am o siguranță. Pentru că veneam din proiecte câștigătoare, Asosoft, Steaua, Sibiu, și chiar dacă voluntariul în prima fază avea obiectiv de intrare în play-off, ăsta era un următorul pas, natural vorbind, nu era ceva cu care să mă mulțumesc, să ne mulțumim. Și le-am spus că avem nevoie de un lider, un antrenor, întotdeauna am văzut un lider al echipei, care să treacă prin ziduri și care să nu se mulțumească doar cu un pic mai mult decât ceea ce s-a întâmplat în trecut. Fiindcă este o tendință. Este o tendință în sport și în viață. Am făcut un pic mai mult, este suficient. Da. Dacă avem posibilitatea să facem maximum, nu vreau să ne ferim de succes. Am vrut să formăm din start o cultură organizațională câștigătoare, o mentalitate de campion, cu care știam că Virgil Căruțașul era obișnuit, că am trăit atât de multe momente frumoase împreună la proiect și știam că toți cei din club și comunitatea și toți cei angajați în proiect visează măreți. Fiindcă am mai avut o temere, David, am mai avut experiența cu Steaua, unde eram CSA, CSM, plus că am oarecare părere despre ceea ce se întâmplă în cluburile publice. De multe ori, să spun, viața lor este una deloc palpitantă. Trăiesc așa, într-o letargie, da, care le convine. Am încercat să evit în start asta. Dacă era vorba de, dacă aș fi avut un astfel de feeling, cu siguranță nu aș fi venit la voluntari. Iar numirea antrenorului a fost un element extrem de important și nu mă puteam gândi la altcineva decât la un om în care cred foarte, foarte mult. Îi cunosc capacitatea, îi cunosc calitățile, îi cunosc defectele, îi cunosc caracterul și știu că va deveni un antrenor din ce în ce mai bun, care nu se va da niciodată la o parte din a se autodepăși, indiferent dacă asta va crește așteptările sau nu. Prin urmare, Sasha Otsopolici a fost liderul de care echipa asta avea nevoie pe bancă, iar apoi a urmat un alt om extrem de important, Vlad Moldoveanu, pe care l-am așteptat mulți ani și tot glumeam în fiecare vară că poate o să lucrăm împreună. Da. Ții de cât m-am supărat pe el când a la Cluj și eram la... Sunteți aceeași generație. Da, da, generația 88. Și na, nu m-am supărat că n-aveam șansa să lucrăm noi doi. Da, am înțeles perfect mutarea și ok, și acum ne tachinăm în privința acelui sezon și Clujul a luat totul bine meritat, au făcut tripla, Vlad ne-a bătut în finală cu Steaua. Eu spun lui de numărul de libere din primul meci de la Cluj și el îmi spune 18 sau... Da. Dar, nu, Vlad e un om grozav, e un lider extraordinar, este un capitan pe care poți conta. Dincolo de calitățile sale basketbalistice, IQ-ul, sufletul și modul în care se dăruiește sportului și este acel gel în vestiar sunt lucruri
Sunt lucruri care nu poți face scouting pe ele. Este incredibil de greu să, să recrutezi lideri. Tocmai de aceea, nu vreau să devin nostalgic de la început, dar știu că cât de mult s-a învățat pentru echipa asta și știu cât de mult vom avea noi de muncă atunci când Vlad va pleca de la CSU voluntari. Însă ceea ce noi am realizat nu s-ar fi putut întâmpla fără acești doi oameni, fără Sașa Oțocolici și fără Vlad Moldoveanu, alături de care am reușit să aducem la fel caractere puternice, oameni cu dorință de a câștiga, fiindcă o să putem să comparăm probabil. Sunt două scripturi total diferite în aceste două sezoane. Primul, în care nimeni nu știa despre ce sunt voluntari și ne-a fost greu să recrutăm. Și al doilea sezon, în care deja scosesem capul în Liga Națională, urma să debutăm în Europa și deja atrăgeam mai multă atenție prin valoarea proiectului și prin profesionalism și corectitudine. Și acum sunteți în finală, înregistrăm acest episod înaintea meciului 2 al finalei. În primul meci ați controlat prima repriză, în a doua repriză Clujul a revenit din urmă și s-a impus la o diferență mare, însă acum întotdeauna este într-o serie de 3 din 5 se poate întâmpla orice și e foarte important mentalul. Cum s-au redresat băieții, cum îi simți în continuare în această serie? Acum, înainte de play-off, Sasha a venit în vestiar cu o abordare foarte interesantă. Ne-a spus o poveste despre un om care, nu știu, a mers la, dacă nu mă știu, la biserică și a spus că ce poate să facă, fiindcă muncește foarte mult, dar nu se ajunge cu banii, familia nu e fericită, copilul nu poate să meargă la facultate. Și răspunsul a fost ok, perseverează în ceea ce faci și continuă să faci lucrurile cât se poate de bine. Dar să nu uiți că orice se întâmplă, bine sau rău, va trece. It will pass. It will pass. Și am ales să adoptăm acest motto. Pentru că indiferent ce facem astăzi, de mâine este domeniul trecutului. Imi acesta a terminat un match, ține de trecut. Va trece. Chiar dacă ne doare, chiar dacă apar nu știu, frustrări, chiar dacă apare oboseala mentală, oboseala fizică, toate vor trece. Inclusiv momentele de glorie, de bucurie, câștigarea serilor cu Timișoara, cu Oradea, sunt deja istorie, au trecut. Acum, știi, ne pregătim meciul al doilea, luăm fiecare meci în parte, câștigă titlul echipei care ajunge la 3 victorii. Clujul a făcut un pas înainte, noi tot mai avem 3 victorii de luat. Dacă vrem să transformăm acest sezon într-adevăr într-unul absolut memorabil, și cred că avem forța mentală, cred că avem experiența, cred că avem și resursele fizice, chiar dacă uneori părem precum iepurașul ăla de la Duracell care a rămas fără baterii și suntem puțin groghi așa. Și cred că o să putem să răspundem. Pentru că am ajuns aici, am ajuns pe merit. Nu este o întâmplare faptul că suntem în această finală. Am discutat cu Clujul deja o supercupă, o semifinală de cupă cât o finală. Și acum, iată, ne luptăm cu ei pentru campionat. Am încredere că vom da totul. Pentru că dacă vom reuși asta, vom transforma acel it will pass în it will last. Va fi ceva care cu siguranță va dăinui. Pentru noi oricum acest sezon este unul cât se poate de special. Nu mai putem vorbi de obiective atinse, l-am atins. Obiectivul oficial a fost să gotăm să luăm o medalie pentru a continua seria participărilor în Europa, așa crește, așa crește adevărat în valoare, ieșind afară și jucând cu echipe mult mai bune. Dar acum
vom avea un trofeu pe masă mai devreme sau mai târziu și vrem să fim în poziția aceea de a concura împotriva cele mai bune echipe din sezonul 2021-2022 în Liga Națională, UBT Cluj-Napoca. Un rival pe care ni l-am dorit extrem de mult în finală pentru ceea ce Clujul a realizat pentru basketul românesc la nivel european în Champions League. Uh-huh. Pentru noi este o mândrie și o provocare să concurăm împotriva Clujului în finala asta. Pentru că ai menționat de rivalitatea cu Cluj, de-a lungul ultimilor 17 ani, ai avut multe bătălii cu Clujul. Cu Asesoft, rivalitatea cu Cluj, finală 2006, 2008, 2010, 2011, apoi cu Steaua, o finală de campionat, o semifinală de campionat, cu Sibiu, rivalitatea din derbiul Ardealului, derbiul Transilvaniei. Și acum ai menționat duelurile din ultimii 2 ani între Voluntari și Cluj. Pare că nici Clujul nu scapă de tine, nici tu nu scapi de ei. Sunt momente speciale. Dar dacă ne uităm în spate, doamne, adică eram un copil când am simțit gustul acestui derby. De-abia Asesoftul trecuse peste rivalitatea cu Dinamo. Dinamo nu mai reprezenta o rivală. A fost doar pentru primele două campionate, după care Clujul a ieșit la rampă. Și da, era uneori dusă la extrem și eram prea tânăr și am făcut prea multe tâmpenii, prea multe prostii. Și ce fel de prostii? Mai sunt multe, adică au fost lucruri care au atârnat destul de greu, David, fiindcă eu n-am fost un sportiv de performanță. Nu am jucat, am marcat, n-am avut vreun meci jucat la seniori. Uh-huh. Nu am acel background pe care mulți dintre conducătorii basketului românesc, foști sau actuali, l-au avut. Și lucrul ăsta a atârnat extrem de nevoios. Lumea nebăgându-mă în seamă sau alegând să minimizeze munca mea sau rezultatele de-a lungul acestor ani, în timp au fost și niște animozități. Simt legat de Cluj, de exemplu, cu domnul Mircea Cristescu. Era la Ploiești și vedeam cât de tare se contrau Alexia Cobescu cu Sebastian Ghiță și cu el, și a apărut atunci Mobitelco. Uh-huh. Care, apropo, Mobitelco inițial a avut o intenție de a investi la Asesoft. Wow. Și da, țin minte că Sebastian Ghiță i-a trimis către Cluj pentru că deja era, nu mai era o concurență în România și a fost o decizie extraordinară pe care domnul Valentin Nica a luat-o la acel moment și a construit ceva la Cluj care, prin eforturile lui Mircea Cristescu, a ajuns să devină o structură cu adevărat puternică și competitivă în fiecare an. Dar eu atunci eram și delegat și ofițer de presă, anunțam și echipele în sală, încercam să fac atmosferă și îl înțeleg foarte bine pe domnul Cristescu, că pentru foarte mulți ani, după ce eu am evoluat, am crescut, am avut și alte funcții, nici eu nu m-aș fi luat foarte în serios sau nu aș fi fost foarte amabil cu mine, fiindcă îmi amintesc că a fost o semifinală de Cupa României, un Final Four la Ploiești. În urma acelui meci, clujenii au acuzat niște probleme de arbitraj, nu s-au prezentat la finala mică și această decizie a lor s-a perpetuat în reacțiile ploieștenilor și țin minte, era un meci în campionat și am dat tonul la microfonul, mie puțin, mi-e jenă că spun asta, dar putem să mărturisim. E un proces. Ține că am luat microfonul sării și am încurajat publicul să scaneze Cristescu, te sună Nica, te sună, adică o chestie de care evident mi-e rușine acum. Dar asta simțeam, era nebunia, era frenezia aia și erau foarte multe reacții, era o rivalitate, ce să zic, aveam suporteri care se prezentau cu coroane de flori în spatele băncii Clujului, foarte creepy chestia asta. Erau foarte multe contre,
Dar, și la Cluj erau primiți jucătorii ploieșteni. Absolut, absolut. Și și conducătorii, și Burlacu, și dacă țin minte, acum când venim la autocarul la sală și nu e nimeni în jurul nostru, n-a auzit niciun strigă, deci era foarte, foarte ciudat și într-un fel parcă mi-e dor, știi? Mi-e dor că ajungeam cu autocarul cu Ploiești la sală și erau deja, nu știu, 150 de oameni care se asigurau că avem o parte de oprimire excelentă, special Burlacu. Și toate lucrurile astea m-am maturizat încet, am crescut în rivalitatea aceea cu Clujul. Primul an în care mi s-a dat, spun așa, eu am trecut de la ofițer de presă, la delegat de echipă, la team manager, au avut foarte multă încredere în mine, m-au trimis întotdeauna tot ce se reprezenta relații internaționale, eu eram omul de legătură cu Euroliga, anul de ULEP Cup, cu FIBA în general și, în fine, în momentul în care am fost numit președinte executiv al echipei, a fost exact anul în care Ploiești la pierdut cu Clujul după coșul lui Tanner Morris, după 7 titluri consecutive. Evident, eram încă tânăr și atribuțiile mele erau extrem limitate, după ce e bine cunoscut faptul că se beghiță și cu Alex Ecobescu au mutat business-ul la București, a fost povestea cu Realitatea TV, noi ne-am mutat la Brazi, adică tot s-a întâmplat catastrofal, am pierdut titlul, sala a intrat în reconstrucție și ne-am mutat la Brazi, într-o sală pe care noi o încuiam și o deschideam, adică nu era nimeni acolo, vorbeam cu primarul, că dacă se striga ceva, sunam primarul. Și atunci m-am lăsat mai mult, am avut mai mult spațiu și am învățat din propriile greșeli, dar din fericire am prins repede, fiindcă am și stat foarte mult pe lângă ei. Știu că sunt oameni care, cei din basketul românesc, au păreri pro și contra, dar pentru mine eu nu am cum să nu țin la ei, cum să nu-i, nu le mulțumesc, fiindcă cine ar fi avut încredere să-i dea șansa unui puști de... Aveam, în 2005 aveam 17 ani, aveam deja 2 ani de presă, dar cine de dea șansa unui puș să intre și să învețe și să-l împingă de la spate pentru a crește? N-am cum să nu am respect pentru ei doi. Și da, am preluat animozitățile Asesof Cluj, dar cred că în timp acestea s-au dus către o competiție constructivă. Am un deosebit respect pentru ceea ce Clujul a realizat și realizează pentru basketul românesc. Relația cu Mihai Silvășan, un om, ultimul jucător Lobo al României, după Petre Brănișteanu probabil, care a jucat toată viața la un club, a trecut să antreneze, nici lui nu i-a fost ușor, știu cât de mulți contestatari a avut și este remarcabil. El s-a născut în 85, da? La vârsta lui deja este la un nivel grozav, ce a făcut asta în Champions League, cât de mult studiază și noi avem o relație extraordinară, ne felicităm, schimbăm opinii, la fel și cu Branco. Cu Branco câte meciuri au fost atunci când era jucător, dar n-ai cum să nu respecti un lucru bine făcut și ceea ce ei au reușit toți, cum Cristescu și Silva și Branco aici la Cluj. Dar sincer, deși am trăit multe alte serii, întoarcerea semifinalei cu Steaua de la 2-0 la 3-2 cu decisiv la Cluj, un meci după care, un meci care s-a jucat pe 30 mai. Și 30 mai este ziua în care a murit Dado Arnautovici. Și ziua aia am simțit acea energie. M-am rugat, prins Dado, știu cât de mult îi place pe băieții ăștia, dă-ne un pic din mâna ta și parcă i-a dat-o lui Runcauska spre aruncarea de la 8 metri care a decis. Și țin minte că după meci, în vestiar, am deschis ușa unui dulap, am luat un marker și am scris înăuntru Dado was here. 2018, da? 2018 da, parcă. Da. Este încă scris.
în vestiar acolo. Nu l-aș ce zimbe, mă bucur tare mult că nu l-aș ce zimbe, sper să nu șteargă nici după filmarea aceasta. Dar am simțit să scriu asta, să fac asta și, cum spuneam, au fost multe serii speciale. Inclusiv cea de anul trecut în care nimeni nu ne dea șanse să mai ne întoarcem la Cluj după 2-0. Chiar și domnul Dule Vuioșevici, nu credeam că o să ne mai vedem sezonul acesta aici. Dar mi-am văzut, ceea ce a demonstrat că Voluntariul este o echipă construită pe caracter și pe un spirit de învingător. Ai anticipat puțin legat de Vladimir Arnautovici. Chiar știu că poimine se împlinesc 7 ani de când nu mai este printre noi. Da. Și știu că a fost un om special pentru tine. Dacă poți să ne spui câte ceva despre ce îl făcea pe Dado atât de special. Un munte de om și un antrenor care chiar a scris istorie. Am văzut o postare de la Liga de Basket cu numărul de titluri, ceva ce, nu știu, poate va fi depășit sau la un anumit moment, dar Dado cu siguranță va rămâne în istoria basketului românesc prin ceea ce a realizat. Dar dincolo de asta, pentru noi omul Dado a fost, pentru mine omul Dado a fost special. Pentru mine a fost ca un tată, fiindcă a venit la puțin timp, era 2007-2008, sezonul de ULEB, când a venit la Ploiești și a luat funcția de principal. Întotdeauna am avut sfaturi bune de la el, întotdeauna i-am admirat tăria de caracter pe partea basketbalistică, modul în care simplifica totul, cea mai mare calitate a lui. Dado putea să comaseze o întreagă informație, un întreg plan de joc în două fraze. Și, și ambele ajungeau la jucători și toți îi respectau, îi respectau filosofia, îi respectau principiile. Era un om care putea să mergi la orice război, a și fost în război. N-aș fi crezut că o boală poate doboră un astfel de munte atât de ușor. Fiindcă el a plecat și a mers la doctor, i-au spus mai 3 luni de trăit, fix 3 luni au fost. El a intrat în comă în ziua în care noi am câștigat ultimul titlu cu Ploiești, cu Ploieștiul la Târgu Mureș, și a murit câteva zile mai târziu, pe 30. Încerc să îl port în suflet și în minte. De altfel am un blazer, am un sacou foarte special. În interior se regăsesc stemele echipelor la care am fost și de asemenea sunt niște trofee cu anii și cu medaliile. Wow. Și de asemenea am numele lui Dado inscripționat pe interiorul gulerului și tot în amintirea lui port acest ceas. Este un ceas de colecție după ultimul titlu obținut de Duke, de Coach K, în 2015, fix în 2015, când a fost și ultimul titlu obținut de Asesov și de Dado implicit. Și cumva, mă rog, dâul acesta de la Duke înseamnă mai multe lucruri pentru mine, înseamnă numele lui Dado și cred că este un om care a contribuit extrem de mult la formarea mea basketbalistică și umană. Ce frumos! Ați avut chiar multe bătălii împreună, nu doar în campionat, ci și în Europa. 3 campanii în Eurocup, ULEB. Și anul ăsta poate am putut să vedem mai mult aici la Cluj despre ce înseamnă o campanie europeană de succes. Dar vreau să te întreb și pe tine ce presupune o campanie europeană, ca resurse investite, ca poate oportunități de învățare și așa mai departe. Cred că știi că se fac acele meciuri, acele simulări de meciuri. Mi-ar plăcea foarte tare să văd un meci între Asesov 2014-2015 și Cluj de sezonul acesta. Mai ales că multă lume a comparat echipele. Da. Și așa este. De la acea echipă pe care ne-am avut-o, cu tot respectul pentru echipele Oradei, pentru echipele pe care noi le-am avut la Steaua, o echipă foarte bună în Eurocup, în sezonul 2015-2016. Clujul
Clujul este în acea ligă. În acea ligă. Alături, bineînțeles, dar vorbim de un alt moment și un alt basket, Ploieștiul din 2005. Ce presupune asta? Dincolo de posibilitățile de a plăti niște jucători buni, drama oricărui manager este să alcătuiască o echipă slabă din jucători buni. Trebuie să facă click între ei. Noi atunci, de exemplu, am jucat cărți diferite. Am mers pe jucători care fuseseră ceva, vorbim de 2014-2015, fuseseră top. Dee Brown, Michalis Pelecanos, Jarvis Hayes. Și jucători care erau în prime time-ul lor sau care erau gata să explodeze pentru următorul nivel. Aici Marius Runkauskas, cel mai ieftin jucător din lotul nostru în acela, care într-un final a contribuit decisiv la rezultate obținute și la titlul câștigat. Dar, dincolo de posibilitatea de a-i plăti, trebuie să le asiguri un mediu propice unei echipe câștigătoare. Ceea ce astăzi văd la Cluj. Pentru că vorbim de o sală externară, vorbim despre un staff medical excelent pe care Clujul are, vorbim despre condiții de cazare, mașini, mese, recuperare. Toate aceste lucruri sunt extrem de importante. Nu ajunge doar să convingi un jucător de top să-ți vină în România, să-i dai niște bani și cu asta s-a terminat, el o să-ți livreze. Eu țin minte că atunci când am venit, am avut 3 jucători care locuiau la casă, aveam jucători cărora a trebuit să le găsim școli private pentru copii, nevoile lor erau altele. De asemenea, faptul că noi l-am avut pe Dado și atunci a fost și Sasha, antrenor secund, da, terminând ca antrenor principal sezonul, faptul că noi aveam acolo un antrenor care era cu noi de ani de zile, așa cum Silva este la Cluj, a contat extrem de mult. Pentru că jucătorii aceia, când vin la o echipă și știu că antrenorul este acolo de mult timp și este respectat și este figura cheie a acelei organizații, se conformează filozofiei lui, se conformează poate exigențelor, antrenamentelor mai dure, la tot ceea ce antrenorul acela va spune. S-a întâmplat anul cu Dado, sunt sigur că anul acesta a fost la fel cu Silva. La fel, nucleul de bază. La Asesoft vorbim cu mândrie de jucătorii români, vorbim de Burlacu, vorbim de Siarto, doi jucători extrem de importanți, atunci mai erau în echipă și alți jucători mai tineri, Negoițescu, Movilianu, Dumitrescu, dar când ai pe Burlacu și pe Siarto sau când anul ăsta a fost Stipanovici cu Pată Grigea. Ei setează tonul. Ei sunt ecoul pe care antrenorul și clubul îl primesc atunci când ușa vestiarului se închide. Când ușa vestiarului s-a închis în continuare prin vocile acestor lideri, mesajul este același. Și poate chiar la o altă scară. Pentru că jucătorii vorbesc altfel între ei. Nu este suficient ca un sportiv să audă de la manager sau de la antrenor. Trebuie să vorbească aceeași limbă în vestiar. Desigur, extrem de, trebuie să fii pregătit pe partea de organizare. Sunt alte cerințe la acel nivel. Și mă bucur că și Clujul acesta a putut să meargă în Spania, a putut să meargă în Israel, a putut să meargă în Turcia, în Italia și sunt sigur că a fost un schimb de experiență extrem, extrem de util. Iar ei aici chiar au resursele să aplice. Per total, nu doar banii contează, pentru că indiferent de ce vorbim noi acum, Cluj, un buget impresionant, cum poate Ploieștiul l-a avut în 2015,
tot vorbim de un buget mult mai mic decât au alte forțe. Noi când am jucat cu Hapoel Ierusalim, puteam să zicem, domnule, avem bugetul, nu știu, de salarii, X bani, un milion și un pic buget de salarii. Ok, la Hapoel Ierusalim un jucător câștigă atât. Deci, nu tot ce înseamnă aici enorm pe piața din România, unde nu sunt aceleași repere ca în basketul de nivel înalt, de Champions sau Eurocup. Trebuie să prinzi jucătorii potriviți, să ai acel puzzle, ei să facă click și noi atunci, de exemplu, ca o diferență, am mers pe 9 străini, da? Cu Burlacu și Siarto, principalii doi români și încă un jucător în rotație. Clujul anul acesta a mers pe rotație scurtă, cu jucători străini valoroși. Deci, cumva trebuie să fii realist cu ceea ce, cu ceea ce ai în piață, la nivel de autohtoni, și să iei cele mai bune decizii, evitând mercenarii care vor să-ți doar să mai câștige un an de contract, ci alegând oameni care empatizează cu viziunea ta, cu visele tale și cu, știu și eu, practic visul unui întreg oraș, cum a fost la Ploiești, cum este la Cluj. Mă uitam la sezonul acela 2014-2015 și dacă ar trebui să menționez câteva din echipe, Lietuvos, Ritas, Banvit, Hapoel Ierusalim, Partizan Belgrad, Locomotiv Cuban, Valencia, jucător, Romeo Travis, DJ Kennedy, Billy Barron, Nicola Milutino, Milan Magvan, Malcolm Delaney, Anthony Randolph și lista poate continua. Cum era pentru voi să mergeți în deplasări în Ierusalim, în Israel, în Turcia, să jucați în fața unor jucători care o parte dintre ei am văzut acum o săptămână la Final Four-ul Euroligii sau îi vedem în campionatele de top ale Europei? Să știi că încă din 2002 încoace, de când a început Final Four-ul Euroligii sau din nou format al Euroligii, în continuare, în fiecare Final Four se regăsește cel puțin o echipă, un jucător sau un antrenor împotriva cărora Ploieștiul a concurat. Wow. Din 2002 și până acum, până în 2023. Pot să spun că atunci când ne-am calificat în top 32 și am jucat cu Locomotiv Cuban, în momentul în care am intrat în sala celor de la Cuban și am văzut sus un banner pe care scria Ploiești 2005, second place, pentru că Locomotiv Cuban era Locomotiv Rostov atunci. Da. La o distanță de 10 ani ne-am reîntâlnit la un cu totul și cu totul alt nivel. A fost o onoare. O onoare. Da. Și, mă rog, o echipă nebună. Malcolm Delaney, Anthony Randolph, mulți. Cred că mai era Cronos Simon, Kalinietis. Da. Impresionanți. Impresionanți. De asemenea, nu știu, la Valencia, când vorbeam de campioana în titră, practic Valencia era campioana în titră și Cuba nu câștigase Eurocup-ul cu vreo 2 sau 3 ani în urmă. Deci aveam două câștigătoare de Eurocup în grupă. La Valencia am dat primul coș, am avut prieteni care veniseră din România, toată lumea a făcut poză la tabelă. După care ceva s-a întâmplat și la tabela, că nu sunt probleme tehnice doar la noi. Ceva s-a întâmplat, s-a întâmplat, eram tot în avantaj, după care iar poze la tabelă, apoi sfertul 1, conduceam iar poze și într-un final am câștigat partida și am scris istorie. Da. A fost ultimul meci al lui Perasovic ca antrenor la Valencia, a fost demisul în acela și și-a început cariera de antrenor principal cu acea ocazie. Carles Dura de la Juventud, principal de la Juventud, care în primul lui meci imediat s-a jucat la Ploiești și Valencia a bătut împreună recorduri de puncte marcate în prima repriză și Valencia și-a bătut recordul de aruncare de 3 puncte reușite. Au început cu vreo 9-9 chestii de genul. Sau cu Hapoel Ierusalim într-o sală nouă, unde toate așteptările erau ca Hapoel să se califice în top 32 și am reușit să-i învingem după două reprize de prelungiri, un duel epic între Mensa Bonsu și Gerald Lee.
Amintiri superbe. Și ne-au făcut să visăm, ne-au oferit noi repere, oamenii și-au schimbat părerea despre România, despre basketul românesc, atât din punct de vedere sportiv, cât și al culturii, fiindcă fiecare echipă care a ajuns în Ploiești a fost tratată cu respect, într-un mod profesionist. Țin minte cu Partizan ne-am întâlnit cu echipa lui Dulebeșević și într-un meci amical, un meci de prezentare. Și la fel a fost un bun prilej pentru noi să ne familiarizăm și să vedem, ok, asta este nivelul pe care trebuie să-l atingem. Dar a fost o surpriză plăcută. Ce să zic, Jarvis Hayes, Dean Brown, Pelecanos, a venit la un moment dat la mine prin octombrie-noiembrie și mi-a spus, Ionuț, ăștia nu au făcut nicio greșeală tactică de când au venit aici la antrenamente. Deci, Pelecanos n-a trecut niciodată. N-a. Wow. Puteți să spun o dată ceva și aia se întâmplă. Da. Vorbim despre un alt nivel și mă bucur că, uite, în ultimii ani Oradea în FIBA Eurocup, dar mai ales Clujul anul acesta în Champions League au readus acel aer de basket la nivel înalt în România. Cu toții am simțit. Nu doar cei 10.000 de oameni care au plus sala cu Ludwigsburg, cu toții am simțit asta. Și dincolo de rivalități, știu cu toți să apreciem. Pentru că ce a făcut Clujul a făcut pentru întregul basket românesc. Așa cum ce a făcut Ploieștiul, cum ce a făcut Steaua, ce încearcă fiecare echipă să izbutească în cupele europene prin eforturi foarte, foarte mari, toate rezultatele, toate eforturile se reflectă în valoarea noastră comună, ca ligă, ca sport. Tu cum vezi acum basketul românesc? Crezi că, nu știu, în următorii ani vor ajunge mai multe echipe, poate să fie la nivel constant în Basketball Champions League, poate chiar să ajungă în Eurocup? Cum vezi toată dezvoltarea asta a basketului românesc? Sunt multe schimbări acum, după cum ați și văzut în presă în ultimele săptămâni. Sunt diferite interese și din partea NBA și Euroliga va suferi niște modificări de structură, de conducere. Jordi Bertomeu nu va mai conduce compania. Vom vedea cine va veni și cum va dirija acea persoană interesele comune ale cluburilor, care nu sunt doar de natură sportivă, ci și de natură financiară. Din păcate, basketul nu este un business la nivel de Europa, doar în România. Este o cheltuială pe care ar trebui să o administrăm mai bine. Cred că de aici pornește totul, știi? Fiindcă avem bugete din ce în ce mai mari. În ultimii 2 ani nu am mai auzit de probleme financiare la echipele de club din Liga Națională. Jucătorii au plecat și au luat banii, toată lumea a fost fericită. Este clar că sunt bani în sport, că sunt bani în basket. Acest lucru ar trebui să îi mobilizeze și pe cei implicați în partea de bază, de juniori, antrenori de juniori și mai departe. Însă, pentru a scoate cu adevărat capul în Europa, avem nevoie de o constanță în rezultate. Avem nevoie ca următorul val de echipe din sezonul următor care va merge să concureze în FIBA Europe Cup, în Champions League. Cu Eurocup-ul nu știu ce pot să spun. Știu că a existat dorința Clujului de a fi în Eurocup. Noi am avut 3 wildcard-uri cu Ploieștiul și unul cu Steaua. Da, este un cu totul și cu totul alt nivel. Până la urmă, dacă îți dorești și ai aspirația aceea mare de a juca Euroliga cândva, este singurul mod pe care, în care poți intra, asta dacă n-ai ghinionul lui Bursaspor să joci finala fix în anul în care Monaco o prinde play-off-ul și atunci tu nu poți să intri, că asta s-a întâmplat la anul acesta. În rest, finalistele, conform regulamentului în vigoare, merg în Euroleague pe un wildcard de un an. Deci în Eurocup, nu știu, din punctul meu de vedere, doar Clujul poate să spere și poate să insiste. Champions League-ul va da credit rankingului din competiția domestică și atunci campioana tot timpul va primi un loc. Acum, prin punctele acumulate, să vedem dacă este în sezonul regulat sau dacă este în calificări. Eu totuși mi-aș dori ca cei de la Champions League să înțeleagă că sunt
eforturi din partea mai multor cluburi și să acorde României două locuri pentru noi, de exemplu, pentru voluntari, ar fi nemaipomenit să prindem un loc de calificări în BCL. Vom încerca să facem o echipă puternică, dacă nu reușim să intrăm în grupe, în grupele BCL, din BCL calificări, aterizăm în grupele FIBA Europe Cup. Ok, și tot poate exista o continuitate și de ce să nu urmăm și noi rezultatele Oradei, ale Sibiului, în acel an în care a fost în sferturi. Și să încercăm să fim din nou acolo în topul FIBA Europe Cup. Dar, repet, nu este doar sport. Este politică, vorbim de relații internaționale, aici de Federația Română de Basket, doamna președinte Carmen Tocală are o funcție în FIBA Europe Cup și care dispune de legături mult mai strânse decât a avut fosta conducere, una care nu a părut să încurajeze absolut deloc participarea mai multor echipe în cupele europene, din propria experiență vă spun asta, din păcate. Mă aștept să se facă efortul în acest sens, fiindcă doar ieșind în Europa vom crește valoarea totală a ligii. Este mult mai ușor oricărei echipe, este mai ușor celor de la Focșani să aducă un jucător ceva mai bun în momentul în care le explică, uite, veniți aici, veți concura împotriva Clujului, care, uite, a jucat BCL, a fost la un pas de Final Four, aveți vizibilitate și așa mai departe. Și cred așa că se fac lucrurile mult mai bine. Ne uităm și turnee internaționale, Sibiu, voluntariu, Clujul, ieșim afară, jucăm meciuri importante, ce s-a întâmplat aici în BT Arena când a venit Fenerbahce și suntem bine. Din păcate, cred că suntem în urmă, am crescut sportiv, dar suntem în urmă pe valoarea comercială. Și asta se poate schimba doar prin investiții majore la nivel de comunicare, comunicarea a proiectului, la nivel de marketing, la nivel de investiții în vizibilitate și în relația cu comunitatea în general. Asta trebuie să schimbăm, fiindcă altfel, nu știu, uite, avem mai multe săli frumoase, putem să învățăm să le gestionăm, să le manageriem, de acolo să vină plusul bugetar de care cluburile să dispună și pe care să-l reinvestească în sport. Trebuie să avem această abordare. Abordarea că hai că mai trăim un an și poate anul ăsta ne cresc bugetul că e an electoral, nu cred că o să ne aducă mare lucru. Și cum ajungem să investim mai mult în parte de marketing, de toate astea? Adică mie mi se pare că ar trebui în primul rând să fie oameni pasionați la cârma echipelor. Și din păcate nu prea văd lucrul ăsta la majoritatea echipelor. Pentru că dacă nu ești pasionat, niciodată nu vei fi motivat să faci mai mult și vei fi mulțumit cu rezultatul pe care îl obții. Da, ai dreptate în ceea ce spui, chiar dacă progresul este vizibil în ultimii ani, dar exact ce povesteam cu Sasha și cu a te mulțumi cu puțin. Dacă ne mulțumim că acum avem toți pagini de Facebook sau contul de Instagram, e o greșeală, să te apăr cu tine. Cred că este nevoie de o educație formală în rândul celor care fac parte din echipe. Cred că anumite workshop-uri educative și anumite rigori care pot fi impuse de competiție, de federație în momentul ăsta, de o eventuală ligă de care tot se vorbește, cred că prin criterii de ce resurse ar trebui să dispună o echipă, care ar fi oamenii care să facă obligatoriu parte din organigrama unui club, iar apoi să cauți să-i educi pe acești oameni prin programe, prin workshop-uri, prin inițiative care pot fi ale federației sau pot fi ale partenerilor. Uite, avem un exemplu de companie, da, de Superbet, care s-a implicat și
a schimbat ceva, a venit cu ceva nou. Dar cu siguranță și un astfel de partener extrem de dinamic, extrem de activ și-ar dori mai multe de la fiecare echipă în parte. Iar atunci este nevoie ca fiecare echipă să-și asume oameni desemnați pe aceste poziții de marketing, de comunicare, pe care apoi partenerul, federația, cluburile, din taxele pe care le plătim, din investiții pe care împreună le putem face, să ne educăm oamenii. Să ne educăm oamenii, fiindcă nu este o cheltuială, este o investiție. În cele din urmă va exista o întoarcere a acestor fonduri care se duc către educația formală a angajatului. Dar dacă nu facem educație formală și suntem doar după ureche, nu prea avem șanse. Eu țin minte și acum că m-am întâlnit la un moment dat cu o persoană de la un club din România și întâmplător am legat o conversație și am zis, cum merge cu partenerii privați? Oh, no. Ne-a zis domnul primar să nu batem la uși care nu se deschid. E o abordare greșită, înțelegi? Da. Dar sunt și semne de viață. Eu, de exemplu, sunt foarte entuziasmat să văd de ce va face Oradea cu sala nouă, de ce va face Piteștiul cu sala nouă, de ce va face Constanța cu sala nouă, de cum vor putea niște cluburi sportive, preluând administrarea unei infrastructuri extrem de valoroase, să aducă bani, să aducă evenimente, să desemneze oameni pentru acele poziții cheie, să administreze spații comerciale, să creeze un un context de entertainment și de socializare pentru întreaga comunitate. Fiindcă de asta ar trebui să ne folosim. Infrastructura sportivă nu reprezintă doar niște scaune triste, două coșuri de baschet și o podea cât de cât bună dacă ai luat-o de unde trebuie. Știi? Ai mers prin sări în afară și ai văzut cam ce au pe la parter. Fel de fel de locuri. Ai văzut cum sunt monetizate lounge-urile, ai văzut cum se strâng interviul, cred că tu l-ai făcut cu Ațo Todorov, da, în care spunea de clubul de networking, da, pe care fiecare echipă din străinătate, de acea zonă a Europei. Ca la Bayern. Exact, ca la Bayern, da? Exact. Apropo de Bayern, este un interviu pozitiv cu Marco Pešić, care... Da, te duce într-o altă emisferă a managementului, ok? Dar și noi putem să începem cu aceste lucruri. Putem să începem. Iar în acel moment în care autoritățile vor vedea că managementul de infrastructură preluat de către administrația cluburilor sportive de rezultate, vor înțelege că investind în și mai mult în infrastructură, vor putea scădea încet, încet banii băgați în lucruri care să zic că sunt nu au urmări, ca să mă spun exact, în salarii de jucători și așa mai departe. Pentru că ok, un salariu îl plătești, există un rezultat sportiv, dar în cele mai multe cazuri, din păcate, nu mai mult de atât. Nu mai mult de atât. Ok, sunt cluburi care se folosesc de imaginea sportivilor, sunt cluburi care îi folosesc pentru programe de mentorat, sunt cluburi care îi pun în raport cu comunitatea sau cu anumit sponsori, dar, în general, noi suntem bolnavi pe partea asta, suntem bolnavi din punct de vedere al business-ului, fiindcă majoritatea, dintr-un buget, 90% din el îl bagă în salarii. Ori, asta nu este neapărat ceva sănătos. Adică nu este ceva sănătos. Da. În momentul de față, în Euroliga, pe criteriile de fair play financiar, acum cred că este 70% maxim din buget să meargă în salarii și cred că de la anul va fi 60%. Ok, și ai o marjă de 40% pe care trebuie să o investești în altceva. În ce vrei tu, în infrastructură, în echipament medical, în copii și juniori, în altceva. În altceva. S-a spus, asta mi-aș dori să se întâmple. Să vedem cluburi care nu manageriază doar niște contracte pe care le semnează cu ochii închiși și fără a le analiza prea mult, ci
ci cluburi care managerează proiecte. Proiecte pe care trebuie să le crească, de care sunt responsabile și care în timp chiar aduc un beneficiu comunității și scad banii investiți din mediul public în zona de salarii. Asta s-ar putea întâmpla și ar fi un mare pas înainte. Dar înseamnă multă muncă. Da. Așa s-a salvat deja Giris de la faliment. Nu știu, cred că am mai spus povestea sau am povestit-o noi când noi vorbim foarte despre de basket. Dar prin 2012, când acționarul majoritar s-a retras și a lăsat cu un deficit de vreo 15 milioane de euro, Jarghi s-a făcut exact ce ar face orice club în România care a intrat în probleme. Cioc, 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 la primărie, noi suntem Jalgiris, ne cunoașteți, suntem icoana Lituaniei, la același nivel cu Dumnezeu sau puțin mai sus. Dacă nu dați niște bani, murim. Și ăștia au zis, ok, nu vă dăm mai mulți bani decât vă oferim deja. Apropo, Jalgiris o primește la municipalitate undeva la între 2 și 2 milioane și jumătate de euro. Dar în schimb, v-am făcut cea mai tare arenă din zona Baltică, Jalgiris Arena. Vă dăm un manager în următorii 25 de ani și vă ocupați de ea. Și oamenii și-au asumat. Nu știu, poate în România unii ar fi, pe ce faceți? Ce faci, șeful? Nu ne dai niște cash? Ca să plătim datoriile, să ne... Nu, ei și-au asumat și-au făcut un departament specializat, management de arenă, au mers în state, au mers în țări în care asta se întâmpla deja și au învățat, ok, cum facem să avem la noi Cirque du Soleil, Monster Truck, să avem teren de hockey, cum facem lucrurile astea? Și după ce au învățat cum se face, ok, acum este un context mai puțin fericit pentru ei, Pan Sportiv au ratat finala campionatului după prima dată în istorie, dar ei în toți acești ani au ieșit campioni, au jucat Final Four de Euroliga. Ok, vorbim și de calitatea jucătorilor autohtoni și toate astea, da? Da. Dar și-au plătit datoriile în 10 ani. Și ghiți ce? Mai au 15 ani de management de arenă și au know-how, au deja know-how. Și dincolo că vând bilete la meciurile de basket, dincolo că au super lounge-uri, închiriază spații comerciale, găsește acolo tot felul de magazine, tot felul de companii, au sediile acolo, săli de fitness și așa mai departe, structuri și business-uri conexe sportului, okay? Și bagă bani în evenimente din care scot un profit extraordinar și așa își subvenționează echipa. Un model foarte bun, da. O altă situație care este adesea dezbătută în basketul românesc este cea a jucătorilor români. Da. Și tu ești implicat oarecum, în ultimii ani ești implicat oarecum mai activ în domeniul ăsta al juniorilor, fiind scouter pentru Real Betis Baloncesto. Așa că acum, după 2 ani, știm că sunt unii jucători care au plecat acolo, unii jucători care au plecat în state. Cum vezi la momentul actual situația juniorilor români? Da, este o întrebare foarte interesantă și cred să ai un răspuns simplu. E mai ușor să trag o concluzie de moment. Concluzia acestui moment este că atâta timp cât nu le putem facilita juniorilor români un echilibru sport-școală în care ei se poată să se țină de treabă partea academică și să facă basket la nivel serios, la nivel de performanță, atâta timp cât nu le putem facilita competiții interne valoroase unde să aibă mai mult de 3 meciuri tari pe an, atâta timp cât ne lovim de probleme grave în multe orașe de infrastructură, ceea ce le periclitează programul lor normal și nu îi lasă să se odihnească, să poată să-și facă temele, să nu fugă ca disperații de la școală la antrenament și să ajungă acasă chiar unii și să ajungă la antrenament obosiți, evident, unde nu pot da randament. Atâta timp cât basketul juvenil
este un business la nivel de masă, în special până la 14 ani, iar apoi sunt foarte puține cluburi care investesc și care înțeleg standardele pe care tranziția le impune, și anume personal de calitate, antrenori, preparatori fizici, nu mai vorbesc de science fiction, nutriționiști, psihologi sportivi și asta, nu, hai să, ok, sunt foarte puține exemple care îndeplinesc aceste condiții. Atâta timp că noi nu avem asta aici, singura șansă pe care juniorii români o au să se dezvolte la adevăratul lor potențial este să plece afară. Să plece afară în structuri care corespund în primul rând din punct de vedere al echilibrului sport, școală și viața de zi cu zi a acelui copil, care au un echilibru, care au o coeziune, unde există un orar bine stabilit care îți permite să le faci pe amândouă, uh-huh. Și același timp să ai și odihnă, să ai și alimentație, să ai și o parte de viață socială. Asta noi nu putem avea în România în momentul acesta, din păcate. Din păcate. Și asta pentru că sportul nu reprezintă o prioritate națională. Dacă reprezenta o prioritate națională, dacă oamenii care conduc țara asta ar vedea cât de ar conștientiza binele pe care sportul poate face și modul în care acesta influențează din punct de vedere al educației și al sănătății, modul prin care sportul ajută la combaterea consumului de alcool, de droguri, modul prin care sportul se pune în fața abandonului școlar prin influența pozitivă pe care copiii o primesc de la antrenori, de la sistemul sportiv, atunci poate s-ar realiza că trebuie să existe o armonie și că sportul merită pus acolo la locul lui. Și că educația să vină aproape și sănătatea să vină aproape și sportul să fie folosit ca o armă, ca o unealtă extrem de valoroasă la potențialul său. Deocamdată asta nu avem aici și de aceea opțiunile sunt să pleci în afară, nu contează de Spania, că sunt Statele Unite, unde da, și acolo întâmpinăm mici probleme. Nu există situația perfectă, dar la orice SWOT, la orice analiză de, nu știu, o analiză a oportunității între a face sport în România și a face sport în afară, ne dă cu virgulă. Ne dă cu virgulă. Eu ceea ce am încercat, fiindcă sunt încă tânăr și mi-apreciez extrem de mult oportunitățile pe care le-am primit de-a lungul vieții, am încercat să ofer o oportunitate. Am încercat să ofer o ușă deschisă. Și sunt și eu alți oameni care fac asta. Știu că Vlad Moldoveanu influențează extraordinar în bine, îi consiliază pe mulți copii care se gândesc să plece, să nu plece, care ar fi pașii potriviți în dezvoltarea carierei lor. Cred că este vorba despre oportunități. Apoi este o decizie a familiei, o decizie a copilului, o asumare a unei schimbări drastice, a unei ieșiri absolute din zona de confort. Și nu este deloc simplu, dar în cele din urmă se dovedește că este singura rețetă posibilă ca să ajungi acolo. Toți spun că vor, dar puțini sunt cei care pun și munca și fac și sacrificiile. Din gură este ușor să dai. Dar eu mi-aș dori ca și noi în România să avem aceste resurse. Dar sincer, dacă pe partea de competiție mai reușim să o mai triblăm, mai avem un
European Youth Basketball League, mai avem niște turnee puternice, hai că parcă a mai apărut o concurență. Partea asta de echilibru sport-școală, asta ne lipsește cel mai mult. Și este ceva ce doresc ca federația să adreseze politicului, celorlalte ministere, și mi-aș dori ca oamenii care conduc să împărtășească această viziune și să înțeleagă, ok, hai să ducem sportul mai aproape, hai să vedem cum putem să îi ajutăm, că soluția nu este, a, tu faci sport, păi mergi la clasa de sport, mă, ce dacă tu ești un elev bun și poți să termini cu media 10 la informatică, faci sport, la revedere, mergi acolo, și te lăsăm la o parte, nu, hai să vedem cum putem să lucrăm în echilibru. Uh-huh. Inclusiv academiile, toată lumea mai e o academie. Da. Deci așa e un pic așa amuzant, știi? Toată lumea are o academie. Înțeleg și partea de business, o admir. Cred că nu o exploatăm suficient. Mi-aș dori ca acel frumos festival de la Costinești să atragă companii care să vadă acea competiție pepiniera sau momentul în care copiii se îndrăgostesc definitiv și irevocabil de basket și cu ei odată și părinții lor care sunt acolo în tribune și îi animă și îi încurajează. Și mi-aș dori să avem mai mulți oameni și mai multe resurse implicate în acele 3 săptămâni, fiindcă sunt extrem de importante. Mi se pare că acolo e un ABC, dar trebuie să învățăm să scrie literele corect. Știi? Da. Și să educăm și copilul și părintele și antrenorul și arbitru, și e un moment bun, e un workshop grozav acel festival. Nu știu dacă ți-am răspuns clar la întrebare, dar eu așa văd lucrurile. Deocamdată un copil cu potențial sau un copil sau o familie care vrea într-adevăr o oportunitate pentru junior sau pentru fetiță să facă și sport și școală la un nivel profi, nu găsește soluții în România. Uh-huh. Ionuț, deja a trecut jumătate de viață, practic, din viața de până acum ai petrecut-o în sport, în cadrul unei echipe. 17 ani aproape. Și știu că de-a lungul anilor ai avut parte de oportunități de învățare, de master la Euroliga, de tot felul de schimburi, de experiențe și oportunități de a învăța de la alții. Știu în același timp că ai avut și oferte de a pleca în străinătate, Banvit, Valencia, ziceai într-un interviu, sau chiar în cadrul Eurocup sau așa mai departe. Care sunt planurile tale de viitor? Când vezi pasul potrivit de a merge la următorul nivel? Știi, am vrut dintotdeauna să nu stau în zona mea de confort. Uh-huh. Mi-ar fi extrem de ușor să o fac. Mai ales acum. Când pot să zic, ok, am fost la 4 echipe, mi-a făcut treaba, s-au văzut niște rezultate, aș putea să rămân mult și bine. Dar tocmai văzând ce este în afară, trecând prin aceste studii și prin aceste oportunități de formare profesională, îmi doresc foarte tare să pot aplica cât mai mult din ceea ce știu, cât mai mult din ceea ce văd, cât mai mult din ceea ce învăț constant. Uh-huh. Și recunosc limitele în sistemul pe care noi îl avem. De asemenea, Ionuț la aproape 34 de ani, mai Ionuț la 25. Am o soție extraordinară care nu știu cum rezistă cu mine acasă. Nu știu cum rezistă cu mine când nu sunt acasă atâta timp.
Am două fetițe și, evident, analizez totul altfel. În continuare îmi doresc foarte tare să plec. Îmi doresc să îmbrățișez o provocare de a face ceea ce știu, ceea ce iubesc la un cu totul alt nivel, într-un club foarte bun, într-o ligă foarte bună, într-o țară recunoscută din punct de vedere al basketului. Îmi doresc să o fac pentru mine, pentru familia mea, pentru oportunitățile pe parte de educație, de învățare a unei noi limbi, de siguranța pe care îmi doresc să o știu pentru copiii mei și pentru soție. Și tot ce pot să spun este că voi încerca să rămân pregătit. Uh-huh. Știi? Cred în ideea de stay ready to be ready, nu get ready to be ready, stay ready. Eu mi-am prelungit înțelegerea cu CSO voluntar pentru următoarele două sezoane. Și în același timp îmi voi dezvolta activitatea internațională, urmând să anunț mai multe amănunte despre ceea ce voi face și ce planuri am mai clar undeva în toamnă. Iar eu îmi doresc ca în 2024 să fac acel pas. Și cam așa este el schițat în acest moment. Dar pentru asta știu că trebuie să-mi organizez timpul. Sunt un om care este foarte, foarte dedicat pe ceea ce face și pentru mine proiectul de la voluntari este un proiect asumat pe deplin și cumva i-am văzut potențialul, cred că mai putem crește foarte mult din acest punct. În situația aceasta, un ciclu de 4 ani, 2 care au trecut și 2 care urmează, este ceva rezonabil pentru a vedea niște rezultate cu adevărat. Iar apoi, Doamne ajută, poate mi se va îndeplini visul, un vis pe care îl împărtășesc cu familia mea și mă bucur că și familia îl împărtășește cu mine, fiindcă, repet, nu va fi ușor dacă vom ieși în acea zonă de confort. Dar dacă o vom face și dacă voi ajunge în acel punct, sincer spun, îmi doresc să pot să inspir și pe alții să țintească sus, să viseze măreț, să depună multă muncă, multă inimă și multă pasiune, fiindcă aș simți așa cum am îndepărtat acel label de n-a jucat niciodată basket, de unde a apărut copilul ăsta în 17 ani, aș simți că pot să îndepărtești acea etichetă de vii dintr-o țară unde basketul nu înseamnă mare lucru sau vii într-o țară nerecunoscută pe plan basketbalistic. Și credem, e greu să ieși în afară. Noi ca nație suntem o nație mult mai primitoare cu străinii decât sunt turcii, spaniolii, nemții, italienii, francezii, nu contează. Și tocmai de aceea provocarea este cu atât mai mare. Mi-aș dori să o fac pentru a arăta că se poate. Și dacă visul meu este să ajung să fac parte din conducerea unui club de nivel înalt care să joace în Euroligă, care să se bată pentru trofee într-una din cele mai importante 3 ligi din Europa, cred că realizarea lui ar fi și o scânteie pe care aș aprinde-o în mințile altor oameni tineri pasionați de basket și care visează să se autodepășească. Mi-aș dori să o fac și pentru mine și pentru ei. Fiindcă am fost un copil care a primit o șansă, am profitat de ea, nu mi-a fost niciodată ușor,
dar acum simt că la rândul meu de câte ori pot ajuta pe cineva sau de câte ori pot sfătui sau pot oferi o ușă deschisă, este de datoria mea să o fac. Acesta a fost și planul cu Betis, de altfel. Uh-huh. Fiindcă, dacă te uiți înapoi, vorbim de jucători care au plecat în state, dar se întâmplă așa, știi, după ureche, poate cineva auzea ceva sau apărea o persoană care putea să te ajute. Acum este totul mult mai clar. Orice copil care visează să plece în state, cred că îi poate scrie lui Alex Solach sau lui Vlad Moldoveanu. Orice copil care visează să joace în Spania, îi poate scrie lui Emi Cățe. Uh-huh. Sau poate să le scrie celor care sunt acum la Betis. Și atunci, ușile deschise sunt extrem de valoroase. Și vreau să le ținem deschise și chiar să deschidem și altele către un nivel superior. Se vede că ești foarte dedicat basketului și meseriei tale și știu că asta se datorează faptului că consum foarte multă informație legată de domeniu și la final, pentru că știu că îți plac și cărțile și podcasturile și documentarele, pot să recomanzi câte două din fiecare categorie. Două cărți, două podcasturi, două documentare pe care să le urmărească cei care se uită la acest podcast. Să zic că una pe care căreia nu ai făcut o recenzie încă, nu? Așa. Da. Ok. Podcasturi. Podcasturi. Dacă știu spaniolă să meargă pe Nos gusta el baloncesto, Nos gusta el basket, Radio Marca. Nu, în engleză avem așa, avem The Watch Pod, unde sunt niște interviuri extraordinare cu atât cu jucători, cât și cu executivi, cât și cu antrenori. Așa și da, mi-e greu să aleg că sunt știu că ne urmăresc mulți tineri, atunci o să merg către alte două podcasturi care cred că ar fi bine primite. All Men and the Three al lui JJ Redick. Și dintre Knuckleheads și All the Smoke. Am dat trei, vezi? Da. Am dat chiar patru, dacă așa. Și cărți. Aici e și mai greu. Mă comand constant, după cum știi și da. Chiar acum găsim. Idi pe, nu știu, sunt diverse site-uri, îți comand și poți avea acces la un număr incredibil de cărți dedicate basketului. Îmi place Jerry West foarte mult. Și atunci West by West e o carte specială pentru mine despre viața unui om care a fost implicat în povestea Los Angeles Lakers, în Memphis Grizzlies, în Golden State Warriors și na, The Logo, am o afinitate aparte pentru el. Iar dintre biografiile citite, mi-a plăcut foarte mult Ray Allen, From the Outside. Mi-a plăcut foarte mult. E o poveste de viață. Se vede că este scrisă de el. S-a implicat extrem de mult în acea carte. Iar pentru cei care empatizează cu ideea de antrenorat, o carte care cred că tu ai făcut review-ul al lui Coach K, Leading with the Heart, unde e o biblie, e o biblie a basketului și a leadership-ului, o carte grozavă. Deci Leading with the Heart, Coach K, Ray Allen și West by West, cartea lui Jerry West.
Asta ar fi. Am zis trei cărți și trei podcasturi. Dar pentru cine este curios, dacă mă urmărește pe Instagram, o să vadă foarte multe cărți acolo și le mai dau niște idei, la fel și podcasturi. De altfel, noi tot timpul facem schimb de linguri și de podcasturi și tot ce mai găsim. Și pentru cei ce nu, cărora nu le place să citească și filme? Să asculte, da. Filme. Sau documentare. Sau... Păi, am văzut... Am revăzut aseară American Underdog. Povestea lui Kurt Warner, quarterback, MVP de Super Bowl, campion Super Bowl. O poveste de viață extraordinară, inspirațională. Și pentru cei care nu se încadrează în tipologia aceea, n-ai înălțimea necesară, nu ești suficient de puternic, nu poți să joci basket la nivel profesionist, le recomand să vizioneze filmul Rudy. Îl găsești și pe Netflix. La fel, o poveste reală din care mulți se pot inspira. Lui Kobe Bryant îi plăcea Rudy, din ce știu. Da, da, da. Ionuț, mulțumim pentru prezența ta în podcast, mulțumim pentru toate lucrurile pe care le-ai zis. Sperăm că cei ce le ascultă și care au roluri și care pot lua decizii să asculte câteva din propunerile pe care le-ai făcut și îți urăm mult succes în îndeplinirea visurilor tale. Mersi! Mergem la meciul de la finală, da? Da. Bine. Mersi de invitație. Cu drag.